Bună și bine v-am regăsit! Astăzi este vineri, filmez așa după cafea cum ar veni și astăzi postez pentru voi pentru că m-am gândit că fiind vineri, vine weekendul și știu că vă plac și vă relaxează clipurile acestea, haulurile și mie îmi plac și mă relaxează, îmi place și să mă uit la ce cumpără alte persoane, îmi place și să descoper parfumuri noi, așa că avem un haul și haide să începem! O să încep cu un parfum de la Christian Dior. Este o parțială. Am aici și este sticla de... Stați că trebuie să văd prin sticlă. 100 de ml apă de toaletă. Da. Miss Dior Cheri Lo. De-abia așteptam să vă povestesc despre parfumul acesta și să vă întreb dacă îl aveți în colecție și cum vi se pare vouă. Pentru mine a fost o surpriză plăcută. Am jumătate în el și este de ajuns. Este clar un parfum de vară. Are portocale, are gardenie și mosc. Mie îmi place foarte mult gardenia în parfumuri și se simte foarte frumos în acesta. Se deschide citric. Este așa un parfum diafan, curățel, feminin și foarte ușor. Un parfum de vară, de zi cu zi, de rochii, de rochii albe chiar. Foarte frumos parfumul și poate chiar de mireasă. Da, de ce nu? Îmi inspiră așa puritate, să zic. Este foarte frumos parfumul și de-abia aștept să îl port la vară. Și sticla aceasta este absolut superbă. Iar culoarea parfumului, dacă vedeți voi, este ușor verzui așa. Foarte frumos, proaspăt, curățel, îmi place. Vreau să vă zic că am cumpărat o tavă de la... Tava aceasta am cumpărat-o de la Pepco și a venit defectă. Și acum când pun un parfum, se lasă într-o parte. Asta este. Următorul parfum care este unul gurmand. Da. Și vorbim aici, l-ați mai văzut voi în clipurile scurte, vorbim aici despre Zara Omochi Atelier in Tokyo. Parfum gurmand și interesant. Știu că mai este unul iubit, nu mai știu exact cum se numește, dar mă bucur că îl am pe acesta. Îmi place foarte mult cutia. Foarte mult. Nu știu dacă ați mâncat mochi, însă... Am mâncat eu acum ceva timp și mă bucur pentru că așa am ocazia să înțeleg mai bine parfumul. Foarte frumoasă este sticla, parfumul este unul care îmi place, persistă bine. Și vreau să iau o hârtiuță. Hai să îl pulverizăm. Ok, deci... Este un parfum pudrat, gurmand, dulceag. Este dulce, dar nu prea dulce, pentru gustul meu, bineînțeles. Știți că pot să duc destul de mult dulce. Vai, cât de mult îmi place. Ce simt eu foarte bine în acest parfum, îmi place și capacul acesta de lemn, simt textura acelui mochi. Deci se simte așa, fluffy. Dacă ați mâncat mochi, știți că este ceva cu orez, cu făină de orez. Are pară, orez și santal parfumul acesta. Și cumva acel mochi este fructat, dulce, bine, sunt diverse sortimente. Am încercat un singur fel și da, este fructat, este cumva lipicios. Acum depinde și de care mănânci. Se lipește puțin de dinți și pe deasupra are făină. E făinos așa pe deasupra și bineînțeles are o umplutură. Da, exact așa este și acest parfum, se simte exact textura aceea de fluffy, ca un slime mai gros. Dacă... Da, e puțin ciudat, dar ca să înțelegeți mai bine genul ăsta, așa se simte. Parfumul este plăcut, v-am zis, este așa, un desert dulceag, pudrat, parcă se simte făina aceea de pe deasupra. Da, îmi place parfumul. Chiar mă bucur că îl am în colecția mea și o să-l port cu mare plăcere.
Mai departe, încă o parțială în colecția mea și încă un parfum care acum este reformulat. Am testat parfumul în magazin, cel nou, și mi se pare diferit de acest Haute Couture. Mi se pare că, așa, din ce am putut eu să înțeleg în magazin, am simțit ceva mai mentolat în cel nou. Ei bine, acesta este Haute Couture-ul acela pe care lumea îl caută și are ca și note zmeură, bergamot și portocală, în mijlocare piper, vetiver și magnolie și în bază are santal, amber și mosc. Fetelor, o să dați cu roșii în mine, dar mie nu îmi place acest parfum. Știu că este un parfum care aduce amintiri, un parfum pe care lumea l-a purtat, poate și voi l-ați purtat și vă aduce aminte de o anumită perioadă din viața voastră. Eu nu l-am purtat, l-am descoperit destul de târziu și nu mi-aduce amintiri, nu mă leagă nimic de el, dar nu îmi place. Nu știu ce mă deranjează în el, poate piperul, habar nu am. Eu nu simt atât de fructată și de citrică deschidere, o simt destul de înțepătoare și de enervantă și pe mine nu se dezvoltă bine, adică mi se pare că nu se dezvoltă cum trebuie, habar nu am, dar am aici apa de parfum, este o variantă tester, cred că o să ajungă într-un declutter. Mai departe, am primit o miniatură de la o fată care știu că mă urmărește și pe care o pup și o salut. O miniatură Kenzo L'Elixir. Vai de mine! Îmi place atât de mult parfumul acesta care nu se mai găsește și nu știu cum de nu este în colecția mea, dar este unul dintre... Nu! Pentru mine este cel mai frumos parfum de la Kenzo. Cel mai frumos! Din fericire am un decant pe care mi l-a dat Andra și da, am decantul aici. Nici nu știu ce să fac, să-l păstrez, să-l port, dar foarte frumos, foarte frumos acest parfum. Îmi place la nebunie, este un parfum fructat, un parfum cu pralină, cu vanilie. Delicios este parfumul acesta, foarte seducător așa și dulceac și... Nu este nici foarte dulce, are ceva gurmand acolo, îmi place foarte mult. Foarte mult. Dacă o să-l mai găsesc vreodată pe undeva, cu siguranță o să-l iau. O pauză și vreau să vă zic că am ieșit din cameră și când am intrat am simțit Kenzo în toată camera. Deci un singur puf umple o cameră. Și haideți să trecem la următorul parfum, care este o bucurie făcută din partea unei doamne care mă urmărește și căreia eu îi mulțumesc foarte mult și bucuriile mereu se întorc pentru că mie îmi place și îmi place și mie să dăruiesc, îmi place să fac bucurii altor persoane și pe această cale o anunț că bucuria aceasta se întoarce. Kenzo Jungle, știu că mi-a zis la un moment dat că a văzut că îmi place Kenzo și eu l-am descoperit mai târziu pe Kenzo Jungle. Și pentru că nu îl folosea, a zis să ajungă la mine. Îi mulțumesc mult de tot. Este un parfum care îmi place, este unul condimentat și dulce, foarte potrivit în această perioadă. Are lemn dulce, chiar mi se pare că pe pielea mea iese în evidență partea aceasta dulce din Kenzo. Mă bucur tare mult să descopăr oameni frumoși aici. Știu că am o comunitate mică, dar foarte frumoasă. Chiar îmi place foarte mult de voi, fetelor, și am început să vă învăț și eu preferințele voastre. Și da, sunteți minunate. Trecem la un alt parfum care mă bucur extraordinar de mult. Am făcut un schimb cu Mihaela și... O să vedeți ce am dat la schimb dacă vă duceți pe canalul ei, pentru că a pus și ea un video nou în care vorbește despre parfumul pe care l-a primit de la mine. Eu am aici La Noi Trezora La Folie, un parfum despre care noi am mai vorbit aici pe canal și știți că mi-l doream în colecție și mi se pare că mă reprezintă 100%. Îmi place, deci este un parfum dulce, vanilat,
cald, fructat, pudrat. Are mai multe note. El are o grămadă de note, dar ce îmi place mie foarte mult în acest parfum este partea aceea cu vanilia aceasta de bourbon și cu tonka, este un pic spicy, cald condimentat. Are o compoziție bogată parfumul și cred că voi îl cunoașteți. Îmi place foarte mult parfumul. Știu că sunt iubitoare de la Nuit Trezor pe aici și am vorbit foarte mult cu voi și în privat despre parfumurile la Nuit Trezor. Îmi place foarte mult originalul, dar acesta cred că îl întrece cumva. Da. Dacă vă place la Nuit Trezor, luați-l și pe acesta cât se mai găsește pe piață, pentru că am înțeles că este discontinuat, din păcate. Uitați-vă ce sticluță superbă are. Superbă. Superbă. Este o mare bucurie că a intrat acest parfum în colecția mea și o să-l port în perioada asta mult, pentru că vreau să mă bucur de el. Următorul parfum este poleit cu aur la propriu și vorbim despre Riviera Drive Atelier de Zor. Ei bine, parfumul acesta are și o poveste frumoasă și da, chiar te duce cu gândul la o călătorie, vara mai ales, sau primăvara, dar este un parfum aromatic și chiar o să-l port în această perioadă. Haideți să vă citesc eu povestea acestui parfum și am citit că este inspirat dintr-un film, din peisajele dintr-un film. Riviera Drive surprinde aceste momente cu un parfum revigorant de ierburi proaspete și un strop de lămâie subliniind farmecul panoramic al litoralului. Și mai scrie aici că paciulii amplifică intensitatea. Da, este un parfum aromatic, lemnos, puternic, foarte plăcut, unisex, puțin se duce înspre masculin din punctul meu de vedere, nu este genul acela de parfum zemos și foarte răcoritor așa, mi se pare că este mai aromatic și mai, nu știu, pentru momente din acestea, pentru vacanțe, pentru natură, pentru, da, astfel de peisaje superbe. Are ca și note lămâie, rozmarin și maghiran, în mijloc are absint, cedru și paciulii și în bază are cedru, mosc și cașmeran. Ei bine, acest parfum are aur în interior. La mine este mai puțin aur, pentru că este un lot mai vechi probabil și stând în sticlă s-a, oricum se vede la lumină, la soare, se vede mai bine aurul acesta, dar stând în sticlă, oricum este mai puțin, probabil s-a mai măcinat, dar da, avem și parfum cu aur de această dată. Este un parfum pe care o să-l port, chiar l-am purtat și astăzi și cred că cel mai bine se potrivește primăvara și vara. Chiar mi se pare o perioadă foarte potrivită pentru a purta acest parfum. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul pe care eu l-am primit, dar pe care voi îl găsiți pe Dubai Collection. Vorbim aici despre Fire Your Desire de la Emir. Știți, nu mai este nimic nou, este un parfum foarte iubit, un parfum care are și o sticlă superbă. Prietena mea care a renunțat la el, știu că l-a iubit foarte mult și știu că l-a purtat destul de mult și a renunțat la el pentru că mi l-a oferit mie și pentru că probabil l-a purtat atât de mult încât a simțit că trebuie să mai poarte și altceva. Da, Fire Your Desire, da, cred că sticla aceasta era recumpărată, eu cred că mai avea una. Din ce țin eu minte, dacă greșesc, spune-mi în comentarii. Da, foarte frumoasă sticla. Voi știți că eu nu sunt cu parfumurile foarte buzi, însă și prea puternice, însă îmi doream parfumul acesta în colecția mea pentru că îmi place foarte mult prezentarea lui. Nu este 100% eu parfumul acesta, însă cam 80% mi-l doream în colecție și aveam de gând să mi-l cumpăr. Și vorbind despre el, că spuneam eu că am de gând să mi-l cumpăr pentru că este un parfum bun și vreau să-l am în colecție
și este un parfum care și miroase foarte bine. Ia să vedem, da, este un parfum buzi, ia să vedem și ce note are. Are coniac în deschidere, în mijloc are scorțișoară, boabe de tonka și stejar și în bază are pralină, vanilie și lemn de santal. Da, un parfum cald, condimentat, dulce, ca o plăcintă cu mere, cum spune toată lumea și cum mi se pare și mie. Și vă ziceam eu că am mai avut parfumul acela de la Edosa, tot o clonă Angel Share, că îl văd mai... îl văd mai gurmand pe acesta, dar și acela era un parfum foarte bun care a ajuns la Mihaela și pe care ea îl iubește foarte mult. Acesta este pe pielea mea dus într-o zonă mai gurmandă și simt mai puțin partea aceea buzii. Dar când se usucă, parfumul chiar este frumos, o să-l port și în orice caz despre parfumurile pe care vi le-am arătat astăzi o să mai discutăm, pentru că nu le-am purtat încât să vin aici cu o părere foarte bine conturată, așa că este doar un fel de prezentare, v-am spus așa ce înțeleg eu din aceste parfumuri până acum, dar uitați-vă cât de frumoasă și cât de calitativă este sticla aceasta de la Dubai Collection. Am și un cod de reducere pentru voi, CC05, pentru 5% discount pe Dubai Collection. Aveți mai multe coduri de discount în descriere. Și cam atât. Eu o să port parfumul. Îmi place foarte mult, mai ales după ce se duce partea aceea buzii, că eu cu asta am problemă. Oricum, gusturile se schimbă. Sunt parfumuri pe care... sunt unele parfumuri pe care le-am iubit foarte mult anul trecut și pe care nu mai pot să le port acum. O să vorbim despre asta într-un declutter, deși nu este chiar ok să le dau din colecție, pentru că nu știu cum, îmi trece perioada aceasta și vreau să-l port. De aceea am și vrut în colecția mea Fire Your Desire, pentru că poate să fie o chestie de moment cu partea asta de parfumuri buzi, să nu fie 100% pe placul meu și mă gândesc că gusturile se schimbă. Așa, chiar așa este, pentru că am văzut asta la mine de foarte multe ori. Acesta este haul-ul de astăzi, de-abia aștept să discutăm despre parfumurile pe care vi le-am arătat astăzi. Dacă le-ați testat, dacă le aveți în colecție, ce vă tentează și pe voi și noi o să mai discutăm despre ele, v-am spus. Aici este vorba doar despre o prezentare și o să vorbim mai târziu, după ce le port, după ce o să am o părere mai bine conturată despre ele. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest haul, vă doresc un weekend superb, superb așa ca voi și mă găsiți pe Instagram dacă vreți, mă găsiți și pe contul personal și pe pagina cu parfumuri și... abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, lăsați-mi un like la acest clip, să nu uitați de treaba asta și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!